Bubi! Alo, tati, Bubi! Salutare, dragi prieteni, uitați aici un nou membru al echipajului nostru. Un cățeluș foarte frumos. Tati, cât ți-e aici, tati? Ți-e aici, tati? Ți-e aici, băiatul, tati? Ți-e, tati, aici? Ți-e, băiatul, aici? Ți-e, tati? Ți-e frumosul, tati? Ți-e, tati? Hai să dea, tati, ceva iară să mai papi și tu. Dragi prieteni, din bucata mea de pâine a trăit un om și un câine. Ia-l-a, tati! Bubu! Ia-l-a, tati! Ia-l-a, tati! Ia-l-a, tati! Bravo, tati! Bravo! Bravo! Să vă spun povestea lui. A venit azi dimineața. M-am trezit cu el sub mașină, sub cameretă. L-a văzut soția. I-am dat să mănânce. I-am dat apă. I-am pus aici, am avut niște mititei care, ia uite, i-am pus aici pâinică, niște, ce am mai fost, i-am pus aici în pungă. Aici era sub mașină, în față. Apoi noi am plecat. După vreo, eu știu așa, o oră, două ore maxim. Plecat să mai vizităm ceva cu albăstrica mea. Și am crezut că pleacă săracul de el, că veneau niște tine, treceau pe drum pe acolo și am crezut că se ia după ei și pleacă. Ce să vă spun, mă, fraților? Bubu, cuțu, bubulică lui tati, bubulică lui tati. N-a plecat, mă, fraților. A avut activitate, mi-a răspuns. Când am venit, l-am găsit sub rulot. Uitați, era sub rulot acolo. Vă spun sincer că mă doare sufletul, mă doare inima, nu știu. Nu știu ce să fac, nu știu cum să fac. Mai am acasă un câine, curtea nu e așa de mare să-mi permit să țin doi câini, sincer, nici n-aș vrea să-l las aici. Câteva ore așa cât a stat lângă noi, dar ne-am atașat foarte mult de el. Cățelica lui tati, frumosul lui tati, uite-ați, legi. Acum vine că abia l-am făcut să vină la mine să... E speriat săracul de el. Ia uitați. Ia uitați cum se pune jos să ne jucăm. Da, da, cum ne-a jucat noi de dimineață. Da, tati, da. Da, băiatul lui tati, da. Da, dăguțul lui tati. Da, dăguțul lui tati, da. Uitați cât e de frumos. Și jucăuși, da, tati. Da, dăguțul meu, da. Da, mânca la tati pe el. Uitați-vă. Da, e ceva câine de... Eu știu ce rasă, că nu pricep așa bine la ei. Cred că ciobănesc ceva. Ceva ciobănesc, nu știu ce zic, are blana aia pe el ca de oaie așa. Uitați aici, ce bine se simte el, parcă aici e el, aici e teritoriul lui aici. Asta e tati, asta e cățelul. Azărică, nu-i voi acolo, tati, stai să iau hârtia asta. Nu-i voi, tati, că ți-e dă tati păpica. Nu, tati. Păi da, n-am mâncat până acum, amici. Hai că mai dă tati un cărnăcior. Uite aici, uite ți-l dă tati. Uite ți-l papă băiatul, așa ia tati. Păi da. Da, tati. Da, băiatul. Da, dăguțul meu. Bă, fraților, nu știu ce voi face cu el. Sincer, îmi pare rău să-l las aici. Și nu mă lasă inima să-l las aici. Văd ce fac cu el. Da, tati, uitați, când vorbesc, parcă îmi simte, parcă îmi cunoaște, așa, vorbele, nu știu. Da, tati, da, băiatul tati, da, dăguțul tati, da, iubitul tati, da. Cred că o să-l iau și nu știu, chiar nu știu. Nu știu cum să fac cu el, cum... Nu știu, mă gândesc la o variantă, dar nu vreau să las. Ia uitați. Deja el aici e teritoriul lui, nu mai a mai venit un cățel mai devreme. Unul negru, mai flocos așa. Și deja s-a luat de el, a început să latre, să... Da, el aici e teritoriul lui, nu mai, el e... Aici e... El ne păzește acum. Deci acum el ne păzește, așa-i, tati. Asta e de gâțul, tati. Îți iată cuțelul tati, îți ia mâncarea tati vie să mănâncă, ia uitați dragilor, ia uitați-vă, ia uitați-vă cât e de jucăuș el, ia uitați-vă, ia uitați-vă voi aici, ia uitați-vă voi aici,
Ce avem noi aici? Ce cățel jucăuși avem noi? Ce cățel jucăuși avem noi? Da, tati, da. Da, dăguțul lui tati, da. Da, mâncă la tati pe el, da. Da, dăguțul lui tati, da. Da, frumosul lui tati. Frumosul lui tati ție pe el. Da, tati, da. Da, dăguțul meu, da. Fraților, animalul simte sufletul omului. Și nu știu ce să zic. Deci nu știu, deja îmi dau lacrimile când mă gândesc că mai am câteva zile și o să trebuiască să părăsesc această locație. Și nu vreau să las aici. Nu știu, mă gândesc ce am să fac cu el, unde am să-l duc. Eu am un câine, e mai mare de talie, să de ăsta. Și nu cred că l-ar accepta în țarcul lui. E destul de micus țarcul, că stau la casă, nu am așa mult teren. Dar nu știu, mă gândesc, găsesc o variantă. Dar nu vreau să-l las. Vedem. Ne mai gândim. Asta-i tati. Asta-i dăguțul lui tati. Asta-i dăguțul lui tati. Da, tati, da. Da, iubitul lui tati, da. Da, dăguțul meu, da. Da, tati, da. Da, dăguțul meu, da. Da, frumosul lui tati, da. Uitați-vă cât e de frumos și de dăcălaș. Da, dăguțul lui tati, da. Da, iubitul meu, da. Da, tati, tu ești, aici ești membru nostru, din familia noastră, tati, da. Păi da. Nu știu. Trebuie să găsesc o variantă. Da. Trebuie să-mi iau.